Dacă pe din afară blocul de garsoniere arată jalnic, în interior este și mai rău. Tablourile electrice ruginite sunt deschise, reprezentând un adevărat pericol îndeosebi pentru copii. Pereții locuințelor sunt acoperiți de mucegai, cât despre apă caldă și căldură au rămas doar o amintire. Mai mult, pentru că acoperișul nu a mai fost reparat de mult, de fiecare dată când plouă afară, plouă și în case. Deși condițiile sunt mizere, fiecare familie plătește lună de lună peste 200 de lei chirie. Mai mult, locatarii au achitat de curând suma de 1200 de lei pentru fondul de rulment și, cu toate acestea, condițiile nu s-au îmbunătățit. Oamenii au trecut și acest lucru cu vederea, doar din dorința de a avea un acoperiș deasupra capului. Picătura care a umplut paharul a venit însă zilele trecute, când au primit ultimatumul privind evacuarea. Locatarii mai au la dispoziție doar 2 săptămâni ca să facă rost de suma de 4.000 de euro pentru a cumpăra locuința, dublu față de cea cerută inițial. Cu lacrimi în ochi, oamenii se gândesc cu groază că vor rămâne pe drumuri. Stau aici de 14 ani de zile. Timp de anul trecut s-a pus un anunț aici jos la scară, precum că garsonierele o să se vândă și avem de plătit 1.500 plus TVA. Noi am zis 2.000 de euro ne trebuie ca să le cumpărăm. Sâmbăta trecută ne-am trezit cu un alt anunț în care acel anunț specifica că prețul s-a schimbat și nu mai este 1.000 de 1.500, este de 3.000 de euro plus 630 de euro taxă pentru hol, pentru balcon sau ceva de genul. Am întrebat ce termen avem. Ni s-a spus că până la 1 martie, dacă nu dăm acești bani, toată lumea zboară afară. Condiții nu avem de niciun fel. Ne-au luat 12.000 de lei, 1.200, fond de rulment. Au zis că fac acoperișul, că zugrăvesc scară. Nimic. Dacă intrați în locul nostru, este jalnic. La noi nu poate veni nimeni, că ne este rușine, practic, să-i chemăm înăuntru. Deci, dumneavoastră, dacă ați plătit acum suma de 4.000 de euro, ați devenit proprietar apartamentului unde locuiți. Garsonierei, că 19 metri, vă dați seama, și bucătărie, și baie, și cameră de locuit, dar asta este. Am un băiat de 25 de ani, este cu handicap gradul 1. Nu avem de unde. El are o pensie de 2.900.000. Dacă nu veți plăti acești bani, suma de 4.000 de euro, ce se va întâmpla? Ne evacuează. Nu, da, afară, unde mă duc? Acum vine, dar ce sumă v-a cerut ca să vă permită? De euro. De unde? Nu avem de unde. Avem pensia de 10 milioane. De unde? Vă dați seama că el e handicapat. Unde să mă duc? Uitați-mă că el așa. Ca să luați legătura cu... A vorbit bărbatul ieri cu ea, nici nu ne-a băgat în seamă. E mă cumpără. Uitați cam asta pe... prelungire de contract până pe 31 martie și de neapărat peste 2 săptămâni. Oamenii spun că au încercat de nenumărate ori să aibă discuții cu proprietarul în vederea unei eșalonări a plății, dar de fiecare dată s-au lovit de refuzul acestuia. Aflați la fața locului, am încercat să cunoaștem și punctul de vedere al proprietarului imobilului, care, surpriză, în fața presei și-a schimbat radical intențiile. De la bun început, acesta a negat spusele oamenilor, de la cuantumul chiriei, căreia nici nu știa valoarea exactă, până la intenția de a-i evacua pe locatari. Cât despre condițiile în care trăiesc oamenii, acesta a dat din colț în colț. Cine și-a plătit chiria conform contractului și utilitățile, rămâne în loc. N-are bani să cumpere, cum o să îi dăm afară? Ce se va întâmpla cu ei dacă nu vor plăti? Ce să se întâmple? Rămân chiriași, își plătesc chiriile în continuare, dacă nu-și plătesc chiriile, conform contractului. Dar oamenii spuneau că contractul vor fi dați afară dacă nu plătesc până la 1. De ce să-i dăm afară? Eu pot să vă spun că în ultimul an nu s-a investit nimic în blocul ăla. Nu s-a investit nimic în ultimul an. Da, da. Dar dumneavoastră ați fost aici, ați văzut cum trăiesc oamenii? Poftiți? Dumneavoastră ați fost aici, ați văzut cum trăiesc oamenii? Cum să vă spun, eu am văzut... Dar astea sunt condițiile. Chiar dacă încă nu sunt convinși că vor rămâne în locuințe și că declarațiile nu au fost făcute decât de ochii presei, locatarii speră într-o rezolvare favorabilă a situației.